valiza Cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Dreptatea lui Țepeș Legendă populară românească Se spune că domnitorul Vlad Țepeș nu era doar viteas și înțelept, ci se străduia să facă mereu dreptate celor nevoiași. Nu putea să sufere minciuna și lăcomia, și nu era pricină, oricât de încurcată, pe care să nu o dezlege. Odată, acum aproape șase viacuri, dinaintea lui s-a înfățișat un târgoveț trufaș și un țăran îmbrăcat în haine sărăcăcioase. Care vă e necazul, oameni buni?" a vrut să știe domnitorul. Mărite vodă! Nenorocitul acesta îmi datorează bani. M-a pus păcatul să-i împrumut un galben, iar acum nu-i chip să primesc înapoi datoria." spuse târgovețul. Este adevărat ce zice omul ăsta?" l-a întrebat Țepeș pe țăranul care stătea dinaintea lui cu privirea plecată. Măria ta, eu sunt om sărac, dar îmi respect cuvântul. Adevărat e că am cerut cu împrumut un, un galben să-mi hrănesc copiii, dar l-am înapoiat cât de repede am putut. Când mi l-a dat, vecinul meu nu mi-a cerut nimic altceva decât să-i înapoiesc datoria." și m-am străduit să nu aștepte mult, dar acum îmi cere încă nouă galbeni. De unde s-a adunat atâta bănet? Vodă a ascultat cu atenție, apoi s-a întors către târgoveț. Auzi, omul zice că ți-a plătit ce-ți datora. Crezi că îi este ușor să strângă încă nouă galbeni? Mariata! să-mi fie cu iertare, dar nici prin minte nu mi-ar fi trecut să-i împrumut un galben fără să primez dobândă. Alt ce interes aș fi avut? Cum a plătit un galben să mai scoată nouă, răspunse târgovețul. Țepeș a stat o vreme pe gânduri, apoi le-a zis împricinaților să-l însoțească în grădină. Acolo i-a poruncit târgovețului să ridice un bolovan dintr-o grămadă de pietre. Omul voinic și-a suflecat mânecele, a apucat pietroiul și l-a ținut câteva clipe, apoi a dat drumul înapoi în grămadă. E cam greu, țepești, doamne!" a zis târgovețul. Și țăranului a fost greu să țină apoi galbenul împrumutat, dar a reușit. Ea ridică din nou bolovanul. Așa, acum mai ridică unul. Târgovețul Dădu să lase bolovanul din brațe ca să ridice altul. Păi ce face un bun? Eu vreau să ții nouă bolovani deodată. Uh, unul pot duce măriata, poate chiar doi, dar nouă este cu neputință. Acum înțelegi că țăranului este tot atât de greu să-ți plătească încă nouă galbeni, cum îți este ție să car nouă bolovani? Răspunse domnitorul. Astfel, târgovețul a fost pedepsit. Țăranul s-a întors liniștit acasă, iar țepeș a făcut încă o dată dreptate. Bibliovaliza, un proiect al Bibliotecii Județene Lucean Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.